Thank you. Salutare, bine ați venit la vlog, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la vlog, a venit toamna, avem pumpkin spice latte, toamna anului 2023, desigur, pentru că așa trece timpul când aștepți o băutură de la Starbucks, nu-i așa? Avem pumpkin spice latte, care este, mamă, cum miroase, mă pune așa în vibe-ul ăla de toamnă. Nu o să-l gust încă, pentru că e foarte, foarte fierbinte, dar miroase a dovleac. Doru deja salivează, că lui îi place mult, mult de tot dovleacul, e nebunit, efectiv. Da, nu-mi place dovleacul, dar băutura asta, să știți că vă spun drept, este super, super, super bună. Am venit în Sheffield, în centru, pentru că speram, unde au containerele alea, vor să facă acele case modulare, să ne facă acel showroom, prezentare și ala la, am crezut că sunt gata. Aiurea, nu e nimic gata, totul e pe bucăți lăsat la fel, se vede că s-a oprit totul în țara asta pentru o bucată de vreme. Așa că mergem spre mașină și o să mergem la o cârciumă. Pentru că asta facem noi sâmbătă, știți foarte bine, mergem la cârcium. Asta suntem cârciumarii de serviciu noi. Păi da, hai, mergem acolo unde ne place nouă foarte mult, să facem live-uri de regulă. Prin Sheffield nu e mare activitate, studenții mea e, într-adevăr, dar e destul de târziu, că ne-am trezit și noi destul de târziu, pe la 10:30, 11 și un pic deja. Și am fost până la Marks & Spencer, inițial am vrut să mergem la cafenea acolo, s-a schimbat schimbarea așa, dintr-o dată. Și drum spre mașină am trecut pe lângă Starbucks, iar eu am zis... Bă, dar la eu chit, nu Starbucks-ul, e un afiș micuț. Un afiș micuț cu trei băuturele, că știu că ei toamna, bine și Costa face asta, dar Costa n-a scos nimic care să mă dea pe spate și Nero face, știți că avem noi în vlogmas... turul băuturilor căcinoase. Da. Acum n-o să facem și turul băuturilor tomnatice, pentru că vrem totuși să nu cădem în diabet prea curând. Pentru că vreau să vă spun că pe lângă faptul că are 1000 de calorii, mai este și foarte, foarte dulce. Și sper să nu mă culce, că uite, am făcut și o poezie. Ia uite, domnule! Această poietă! Da, hai să traversăm pe aici, că noi am parcat la Leopold. Știi că Tucci și-a deschis delivery acum, are Uber Eats, noi? Nu, bineînțeles, pentru că noi stăm în peșteră, dar în carcer, acolo la noi nu livrează, dar băieții fac acum afaceri și pe bază de delivery, ceea ce e super tare, mi se pare super, super tare. A avut dreptate Camelia atunci când ne-a spus că s-au scumpit parcările, doamne. 3 lire ora? Bă, și wow, 3 da? Lire pe oră, da? Uite, să parcăm aici. 3 lire mi se pare foarte mult, ce să zic. Și nici măcar nu ai reducere, dacă e 2 ore sunt 6 lire. Asta e și mai ciudat. Îți trebuie cupon din ăla de influencer. Da, da, da. Reducere la parcare. Doru zicea ceva de un grătar mai devreme, însă eu stau și mă gândesc că dacă vremea e așa, nu vreau să-mi fac speranțe pentru că mi se face poftă și rămân cu pofta și mă apucă nervii. Dar știți că noi când stăteam în Turnscow, în prima noastră casă când ne-am mutat aici în Anglia, Doru făcea grătar la umbrelă, umbrelă din aceea de plajă, pur și simplu stătea cu umbrela, dacă îl vedeați, avem și poze, stătea cu umbrela așa și învârtea la miculeț, pentru că ce nu face omul, sau mai bine zis românul în general, pentru un grătar. Sperăm să iasă soarele și să fie frumos, chiar dacă eu tot invoc toamna aici, trebuie neapărat să fiu în modul ăsta încă de vară, nu? Păi pentru așa că trebuie. The holiday is coming! Dar vreau să vă spun că sunt excited, dar în același timp încerc să-mi iau gândul de la asta, pentru că mai e de așteptat un pic. Deci câteva zile mai sunt de trecut și mai avem de făcut munci, mai avem de făcut curățenie în casă, avem de făcut rufe, pentru că să facem rufe acum pentru cele pentru zilele în care vom lipsi. Da, adică da, nu putem da. Să nu... Da. Și, bineînțeles, avem astăzi, așa cum am spus, o zi foarte aglomerată, aș putea să spun, în același timp o aglomerație plăcută, adică nu mă plâng. Aglomerație pe bază de întâlniri la cafeluță, bebelușală, grătăreală, Doamne ajută. Și, bineînțeles, și mâine avem planuri foarte bine stabilite. La 3 trebuie să ne vedem cu Nazar și Irina. Deci suntem acești, domnule, ce oameni sociabili suntem, tu observi? Da, ne-am transformat în acești monștri sociali, domnule, nu mai scapă lumea de noi. Asta e, ne-am luat după Aristotel și uite unde am ajuns. Ne-a trebuit filozofie, firaria să fie. Da, mergem acum spre Ashford, pentru că am zis că dacă ne vedem astăzi cu Mariana și cu Remus și Justin, desigur, micuțul Justin, trebuie neapărat să îi ducem, să ne întâlnim cu ei acolo la Rafters, pentru că nu am fost niciodată așa în formulă completă și am zis că e un loc foarte bun de enjoyat așa o sâmbătă,
răcoroasă, pentru că sunt doar 17 grade, zice mașina. Mie nu mi se pare, mie afară simt că ar fi 20-21, sincer. Da, da, da. Dar o sâmbătă plăcută în care sperăm totul să avem și soare. Cât e de frumos drumul ăsta prin Peak District către Ashford in the Water. Bă, pe atât de aglomerat e aici în Sheffield. Ieșirea asta te face așa, să, în momentul în care ai ieșit, să-ți apară brusc, fascinant de frumos. Și nu știu decât niște sensuri giratorii, nu înțeleg de unde se adună atât aglomerații. Am zis că dintr-o dată o să ieșim din oraș și brusc o să devină un peisaj superb. Cred că oamenii ăștia știu ce fac, se gândesc ca și noi, că vor veni zilele alea ploioase și zilele alea friguroase. Poate că, sincer să fiu, pe ei nu-i dă înlături să acceseze Peak District-ul în vremea aia. Îi vezi pe aici cățărându-se pe munte cu cinci de ploaie, munți, mă rog, munte, în măsura în care vorbim despre masivii din Peak District, nu-i așa? Dar le place să se plimbe. Am văzut aici. Da, și o grămadă de văcuțe și lor le place să se plimbe, sunt atât de drăguțe. Eu mereu am zis că odată și odată tot mă dau jos la ele și mă duc să le pufoșesc. Drumul este foarte, foarte frumos. Mie îmi place foarte mult experiența asta cu mersul în Ashford in the Water. Îmi place faptul că nu e doar mersul la cafeluță și statul și enjoyatul de cafeluță, ci drumul în sine, ca o plimbărică drăguță, foarte relaxantă, atât la dus cât și la întors, dacă, bineînțeles, treci de stresul pe care îl ai în momentul în care trebuie să ieși și să intri în Sheffield. Da, facem abstracție. Partea proastă e că noi suntem pe partea cealaltă a Sheffield-ului. Asta e. Trebuie să ne mutăm, da, exact. Da. Eventual un Peak District direct. Un update despre pumpkin spice latte-ul meu. Ce să vă spun, domne? Ceva senzațional. Este pur și simplu diabet într-un păhărel. Dacă bezi de asta, ia, te rog, dă și tu o opinie, că Doru n-a avut curaj încă să acceseze băutura mea. Oh. Dulce, a? Pietroaie din astea sunt peste tot pe aici. Și la Birram Rocks erau acolo, de se urcau toți copiii pe ele. Aici o fi râu ceva? Că dacă în e așa... dreapta? Nu. Da, seamănă cu Valea Prahovei. N-avem, domne, râu. Să aducă cineva un râu aici. Oricum, mie îmi place foarte mult zona asta. Eu n-am văzut niciodată animale însă pe aici. Nicio. Ia uitați ce frumușel este acest loc. Mie mi se pare că suntem super, super norocoși și binecuvântați să locuim efectiv lângă un loc atât de frumos. E unul dintre cele mai frumoase locuri din zona, dacă stai. Exact, e ca o escapadă pe care o facem de fiecare dată când venim în locul ăsta. Simți că parcă ai schimbat atmosfera, contextul. E foarte, foarte tare. Ți-ar plăcea așa să avem un zid așa de dacă mi-ar plăcea, piatră? Da. Mi se pare orașul ăsta este stilul lui. Să aibă căsuțele astea din piatră albă, da, cu genul ăsta de garduri, tot așa, din piatră. Și îi dă o eleganță și un rafinament aparte, ceva, și un soi de... e curat ochiului, știi? Da. Dacă m-ai întrebat dacă vrem să ne mutăm mâine aici, aș răspunde cu da, cu un singur amendament. Avem o problemă cu netul aici. Da. Asta e. Trebuie să așteptăm un pic să se elibereze, că nu putem au să intrăm. Au venit scaunurile. Au venit scaunurile, da. Probabil, da. Extraordinară descoperire cărciuma asta aici, pe cuvântul meu. Uite, știu cât de frumos arată. Da. Întotdeauna eu am admirat foarte mult frumusețea asta dată de simplitate. Mie mi se pare senzațională și mi se pare că în ziua de azi lipsește din ce în ce mai mult în general, în societate. Iar asta este un loc care asta mă face să mă gândesc și bineînțeles cum eu am această minte de filozofă de Sheffield, la cât de ușor e să ceva să fie făcut frumos și cu bun gust, așa, fiind simplu și cu nota asta de eleganță, fără să fie încărcat, fără să fie colorat. Mi se pare foarte elegant locul ăsta și oamenii de aici, vreau să vă spun, că sunt extraordinari. Hotelul ăsta este un hotel, vreau să vă spun, senzațional. La noi în România un hotel de genul ăsta ar ajunge la 4-5 stele, nu? În România am avut experiențe destul de nasoale cu
personalul de la hoteluri de genul ăsta, pentru că te priveau așa de sus, știi? Te duceai la un hotel din ăsta și spuneai că doar vrei să bei o cafea. Păi tu, săracule, vii să bei cafea aici, abia îți permiți cu bulețul de zahăr de la cafea. E, oamenii ăștia de aici nu te tratează așa, pentru că aici mentalitatea asta nu există, comunistă de altfel, da, această ierarhizare pe bază de, dacă intri la noi în local, localul nostru este de 5 stele, deci trebuie să mănânci 3 feluri de mâncare, altfel nu te servim cu nimic. Asta e o tâmpenie, un marketing atât de prost, totdeauna am dezaprobat și cumva am fost șocată să merg în localuri de genul ăsta și să fiu tratată așa, cum ar trebui, ca de la om la om, că în definitiv cu 5 stele sau cu mai puține, toți suntem oameni. De-aia venim aici și de-aia ne întoarcem mereu aici și de-aia iubim Anglia, nu-i așa? Yo, votați de Delia președinte! Hai să mergem, vreau cafea! Bine ați venit la Rafters, doamna Moraru! Mulțumesc, domnul Moraru! Hello! Mă gândeam astăzi să stăm la interior pentru că vremea e capricioasă. Iar dacă vine și Justin, poate ei vor să Justin, stea la interior, de asta am zis. Iubirea mică, abia l-aștept, abia l-aștept. Aștept, ce-ai zis, iubire mică. Bună ziua! Frumoșelul meu mic. Să trăiți, ce faci, mă, să trăiți. Iubire, totuși, mică, să nu exagerăm cu vremea. Da. Bună, bună! Cu ce fi, faci, mă, Justin, mă? Ce faci? Te-ai trezit acum sau nu prea știu unde te... Și am venit doar în loc prima dată și după aia doar când, a doua oară când am venit, că am vrut eu să mă plimb pe podul ăla, e un pod aici frumos cu rățuște, da. Doru zice, dar ce e localul ăsta? Deci hai să intrăm, știi cum intră Doru care e la casă peste tot? Intrăm noi și oamenii de aici sunt foarte drăguți, zice, vrei să beți o cafea? Și ploua atunci și ne-am așezat pe scaunele astea două și de atunci, nu știu, am devenit fani. Fani! De afară e super vintage. În interior e... Da. Vrei să vii și de el să-l smotocești? Hai că vin să te smotocesc! Cam asta se întâmplă la Cârciumă acum. Hai, ne vedem mai încolo un picuț pentru că e timpul să ne bucurăm pe momentele astea. Ce mă, Iusti, mă? Făcut nani? Cu mințel? Ce e acolo? Zi! Pa! Pa! Oh. Dacă toți suntem aici, am să ne luăm și un aperitiv așa înainte să ajungem la grătar. Un fel de ouă a la huș, doar că sunt într-o altă prezentare, pe o altă pâine. Ce ți-ai luat, Remus, aici? Că nu înțeleg ce e asta. Zici că e unul deasupra. Desertul casei. Panacota. Cu panacota. Da. Eu, bineînțeles, nu mănânc pentru că sunt carbohidrați, eu nu mă ating de nimic aici. Ai închide camera aia mai repede să mănânc, că mi-e foame. Haideți că am ieșit un pic în grădină. Bă, ia uite, unde mergem aici, la apă? Dă-mi voie să te ajut dacă vrei să urci. Nu, că nu urc. Dacă ați văzut vlogul Ioanei Moldovanu, am fost cu Ioana acolo la băncuțe, dar uitați cât de frumos e, poți să cobori până la apă. Dacă ții camera aici, fiecare cameră are măsuță afară cu umbrelă și poți să ceri micul dejun să fie adus aici. Foarte frumos! Am decis să-mi caut scaun din ăsta. Ca să stau și eu la soare, că vine iarna acum și să mă bâțâi așa. Dom'le, soare ca soare, acum că am ajuns la oamenii ăștia aici, am încins grătarul. Hai să ne vedem noi mâine, că noi mai avem treabă aici, grătărim alea. Și pa, nu? Pa. Auzi, tu ai vorbit cu Remus. Mâncăm acum și spălăm vasele mai târziu, nu? Da, ca asta și, și nouă, am adus și plasa aia mare ca să ne... Remus, spălăm noi după aia, da? Ne dai și nouă un mic, nu? Ne dai, da? Corect. Mersi. Hai că mâncăm și noi astăzi gratis, nu? Da, ne-am scos.